Tu asta ai vrut de mic? Adică din momentul în care te-ai dus atunci la 10 ani? Asta a fost singurul lucru care am putut să-l fac. Fratele meu, spre exemplu, era mai meșteșugea și o bicicletă și o, adică avea și alte aptitudini. Eu doar fotbal cu mâinile și acum soția tot râde că mai spar câte un vas. Dacă când, ai două mâini stângi. Da, două mâini stângi, da. Și zice, domnule, dacă trebuia să faci banii cu mâinile, era muritor de foame astăzi. Foarte bine că te-ai descurcat cu picioarele. Cu picioarele, da. Poți să ne povestești un pic de experiența cu rapidul? Tu ai fost câteva ore, zile sau cum? Câteva zile, da, am prins câteva antrenamente. În Antalya, parcă, nu? La Rapid. Am început la București, la Pro Rapid. După care am plecat în un cantonament. Toate bune și frumoase, credeam că mă voi acomoda foarte, foarte bine cu ceea ce înseamnă spiritul Rapidului, fiindcă mi s-a părut și atunci și fanii care veneau la antrenament, mi s-a părut ceva inedit. Venind de la Bistrița, nu simțeam așa grandoarea echipelor din București. După care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am fost dat cu o boală și m-am întors la Bistrița. Un pic, am fost dat cu o boală, adică ți s-a găsit pe drum o hepatită, nu? Da, mi s-a găsit și uite că pe drumul meu am trecut peste Rapid și m-am întors la Bistrița. După jumătate de an am plecat la Panathinaikos. Ai fost dezamăgit atunci? Cred că eram inconștient. Viața de București mie mi se părea foarte greu de gestionat și eram atât de tânăr și necopt încât cred că m-aș fi pierdut dacă ajungeam la vârsta aia. Eram bistrițean, eram ardelean, cu minte la locul meu, calm, da. Dacă intram într-o vrie de asta a Bucureștiului, care te consumă foarte tare și nu ai familia lângă tine, nu ai pe cineva care să te strunească, mă puteam pierde. E același lucru ca atunci când pleci din campionatul de aici în afară? E comparabil? Da. Eu când am plecat la Panathinaikos, foarte greu mi-a fost. Foarte greu. Am plecat de la o echipă mică din țară, am plecat la o echipă galonată din Grecia. Avea o dimensiune și o grandoare această echipă, încât m-a sufocat la început, deși am avut un prim an excelent. S-a câștigat Cupa Campionatul după 7 ani, am jucat Champions League grupe și am avut posibilitatea să joc cu Manchester United, dacă tot suntem la Premier League, încep să-i și comentez și stau să mă gândesc, atunci era un Nicky Butt, un Paul Scholes, niște jucători, Ronaldo, Giggs, niște fotbaliști fantastici, plecând de la Bistrița, jucând contra lui Ryan Giggs pe Manchester United și vedeam doar numele pe spate și mă înfioram așa ce valoare are acest jucător. Diferența a fost destul de mare, că următorii ani am căzut așa ușor într-o pantă de asta care n-am mai putut să reușesc să revin acolo sus. Asta e foarte tare că poți să recunoști treaba asta, adică să-ți dai seama pe... Știi ce mi se pare? Dacă aș fi avut pe cineva gen psiholog, cum văd astăzi la Under 15-16, se aduc psihologi care să-i croiască pe acești copii, să-i întărească, să le dea motivație, să le dea forță de a putea continua mental, poate reușeam și acolo. Dar n-am avut pe nimeni, nu am avut familia zicea, copile, tu ești bun, o să reușești, joacă în continuare. Dar eu vedeam ce se întâmplă pe lângă mine și ziceam, domnule, s-ar putea să nu fiu într-atât de bun. Și atunci eu, plecând din start cu frâna de mână trasă, n-aveam cum să capăt viteză. Vezi, noi nu înțelegem asta și luăm în derâdere astfel de lucruri. A venit Victor Hănescu aici și a spus, domnule, la academia pe care mi-am deschis eu de tenis, am adus psiholog la copii de 9 ani și jumătate. Au venit toți părinții și au spus, noi nu dăm bani în plus, că copiii noștri nu sunt nebuni. Și a spus, stați, domnule, că psihologul, nu, copiii noștri nu sunt nebuni. Ce ai adus tu psiholog? Ce să fac acolo? Și a spus, domnule, e vorba de presiunea de la un meci, de situațiile cu care până atunci nu s-a întâlnit, cum gestionează, cum și așa mai departe. Deci, uite, eu aproape să mă ratez ca și carieră, fiindcă n-am putut să gestionez niște momente. Era prea mare, pica a mult prea mare pe tine, și nu aveam educația, cultura și experiența, nu aveam maturitatea încă, m-am copt destul de greu așa, la focul lent, așa, al vieții. M-am copt destul de lent și am avut posibilitatea să-mi reiau o carieră la 28 de ani, când alții la 28, la 30 de ani se lasă de fotbal. Și eu atunci am reușit să am 10 ani de zile de continuitate, când m-am maturizat, când am avut mult mai multă experiență, m-am liniștit sufletește
Și atunci am pus fotbalul pe primul plan și mai puțin partea financiară. Dar scuze, nu e un pic ciudat că tu primul an te-ai adaptat și abia... Că normal ar fi trebuit să clachezi, să spun așa, da, din prima, s-a întâmplat, da, s-a întâmplat să vină un antrenor străin, un antrenor scasnic care a fost pe la Slavia Praga, ceva de genul. Nu știu dacă Nicușor Stanciu era acolo când acest antrenor a venit. Nu știam ce se întâmplă la o echipă cu mari nume. Vin jucători, impresari, se iau comisioane, trebuie să joace, bagă, da. L-au venit jucători mari, Marici, Bișcan de la Liverpool, trebuia obligat să joace. Atunci eu credeam că dacă sunt tânăr și bun, de ce nu joc? Ce se întâmplă pe lângă mine de eu nu observ? Și atunci neavând maturitatea asta, nu m-am înțeles. Și ca orice român de fel, am lăsat-o mai ușor. Lăsând-o mai ușor, evoluțiile tale n-aveau cum să mai convingă, sigur că da. Până m-am trezit eu, văzându-mi soția care a luat parte la Olimpiadă în 2004 la Atena, cât de greu muncește pentru a ajunge și a-și căpăta locul la echipa națională atunci de fete, atunci mi-am dat seama într-adevăr că sunt sub pregătit și trebuie să fac ceva. Jur că n-am mai văzut un jucător atât de sincer cum ești tu, pe cuvânt. Asta mi s-a întâmplat. Da. Deci, dacă tot suntem aici și discutăm despre viață, despre fotbal, că asta le tot spun la copii. Nu faceți greșelile care le-am făcut eu. Copiii, până nu vor face aceleași greșeli, nu vor avea cum să învețe. Nu o să stea să mă asculte nici pe mine, nici fiica mea nu mă ascultă pe mine când îi spun că am greșit. Spui, da. Dar asta mi s-a întâmplat și de asta vorbesc natural, fiindcă n-am de ce să spun altceva. Practic, la tine a fost... ai ars o etapă, adică deși știu că și dacă ai fi venit la București te-ai fi putut pierde. Mă gândesc Bistrița, București, poate București, Panathinaikos, poate ar fi fost un pic altfel. Dacă aveam un prag de echipă care să-mi dea posibilitatea să joc și să am continuitate și să plec după aia la Panathinaikos, croit pe ce înseamnă viața de București, știi cum e? Da, e clar când te construiește diferit, dar am plecat de la un mediu nealterat. Da, și m-am dus la un mediu în care se învârteau foarte mulți bani, erau jucători foarte mari, salarii foarte mari, erau obligați să joace. Eu n-am înțeles asta. Până când am înțeles, am trebuit să mă reopregătesc. Acolo n-ai putut discuta cu nimeni? Adică în afară de familie, nu știu, să găsești un antrenor? Nu am găsit. Asta regret. Domnule, aș vrea să vorbesc ceva cu tine. Asta regret cel mai mult, fiindcă n-am avut pe cineva în spate, că familia, știi cum e, e alături de tine, te iubește necondiționat, îți spune ești bun. Și te ajută până ești pe ușă. Da. Ești bun, voi trebuie să reușești. Dacă aveam pe cineva din spațiul ăsta, psiholog, un mental coach, un, nu știu, cineva care să vină din exterior și să poată să te hrănească cu dopaj de ăsta pozitiv mental, ca să poți să reușești să treci. Atât de mare era presiunea. Presiune acolo. Mare, da. Din toate punctele de vedere, exact cum ai văzut, de la jucători, suporteri. Jucători, suporteri, fani, bani, faptul că jucai cu sponsori, Manchester United. Sigur că da, atunci, jucând în Champions League, presiunea e cea mai de cel mai înalt nivel. Și dacă nu ești pregătit să faci față, vin alții. Da, dar uite, peste aia ai ajuns să-i comentezi. Da, am ajuns să-i comentez și la emisiuni le spun, domnilor, m-am dus acolo, când am intrat pe Old Trafford, mi s-a părut așa, un vis ăsta ireal, mi se părea că totul e, eu jucam cu încetinitorul, ceilalți pe lângă mine zburdau și pentru mine a fost mult la momentul ăla, chiar dacă săra Alex a zis, domnule, românul din echipa Greciei, ăsta e singurul pericol. Și să zic că săr Alex, pentru mine a fost ceva wow, dar cu atât mai mult m-a tras în jos. Vreau să te întreb, te-ai fi putut adapta acolo? Adică ți-ar fi plăcut să joci în Anglia? Nu știu dacă în Premier League m-aș fi putut adapta. Mă gândesc la structura mea fizică, eu mă uit acum la jocuri și comentându-i, jucători mari care au un sezon foarte bun, al doilea sezon, dacă nu e bine, îi mănâncă fanii, presiunea, televiziunea, îi mănâncă pe pâine. Este cel mai spectaculos. Da, eu mă uit, dacă te uiți acum și în cupele europene, zbârne cam la toate nivelurile. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.